Hunedoara 1 TV vă informa încă din data de 14 februarie că după primarii din Pui, Criscior și Ilia urmează să părăsească PNL la alegerile locale și primarul comunei Cerbăl. Vă informam atunci că peste câteva zile și primarul comunei Cerbăl, Mircea Claudiu Costa, va anunța oficial motivul pentru care abandonează PNL, lucru care s-a și întâmplat. Costa fiind al patrulea primar hunedorean care va candida pentru primăria comunei sub sigla PSD și implicit îl va susține pe președintele PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor, pentru câștigarea unui nou mandat de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. V-ați hotărât să candidați din partea PSD și să-l susțineți pe domnul Laurențiu Nistor pentru funcția de... Da. Așa cum l-am spus. De ce? Pentru că m-a susținut și în continuare mi-a promis că mă va susține în promovarea, în dezvoltarea comunei Cerbăl și a Ținutului Pădurenilor. Și așa consider eu că poate să mă sprijine. Da. Pentru că ăsta e scopul pentru care eu încă sunt primar acolo și încă mai candidez, pentru a scoate în evidență potențialul turistic al Ținutului Pădurenilor. Sunt puțin mai atipic, așa, eu provin din mediul privat, eu am și niște afaceri în care, deci eu nu trăiesc din politică, nu trăiesc din funcția de primar, nu câștig existența altfel, pur și simplu eu o fac partea asta pentru dezvoltarea Ținutului, că mi tragi locurile alea acolo în copilărit, acolo am avut bunicii. No. Și atunci nu pot fi ținut în frâu eu așa, că eu dacă vreau să simt că pot să fac mai mult pentru comunitatea respectivă într-un anumit loc și cu anumite persoane, acolo mă duc.